întreb câți ani ai, păr cărunt dacă ai, dacă n-ai. 40, 70, vorba e cât suflet ai. Nu te întreb, nu te întreb câți ani ai. Hai te întreb, lasă-mă dacă vrei, câți ani ai? Și-mi răspunzi 23. Dacă ai 23, toată viața-n piept s-o iei. Ce nu faci dacă ai 23? Dar ce ai obosit? Cum așa necăjit? Dar de ce plictisit? Păi atunci te-am ghicit. Ce să te mai întreb câți ani ai? Am văzut, am simțit, știu cum stai. Poți să-mi spui 40, poți să-mi spui și 70, că te porți parcă ai 90. Dar întâlnești în drumul tău un om încărunțit, 70 de ani, 80 de ani, și spui, am bătrânit. Dar urmărindu-i calea, îl vezi luptând mereu, mergând în pas cu viața, trecând de orice greu. Și atunci îl întreb, câți ani ai dumneata? Nu-ntreba, nu-ntreba, câți ani am? Iartă-mă, actele nu le am. Cu ce-i scris pe hârtii, niciodată nu mă împac. Vârsta mea e ce știu și ce fac. Nu-ntreba, nu-ntreba câți ani am. Dumneavoastră n-aveți cum să mă întrebați pe mine, pentru că mulți dintre dumneavoastră știți, dovadă că v-am spus-o chiar eu. Pe dumneavoastră n-am cum să vă întreb pe fiecare câți ani aveți, dar sunteți și o să rămâneți în inima mea, pentru că dumneavoastră sunteți oglinda actorului. Și atunci spun eu, nu-ntrebați, nu-ntrebați câți ani am. Da, pentru Stella. Mulțumesc, sunteți prea drăguți, nici nu trebuie să vă spun mulțumesc, pentru că pe toți care îi aud, numai atâta spun publicului mulțumesc. Credeți-mă că dacă ar fi după mine și n-ar fi ora așa de înaintată, vă jur că aș sta cu dumneavoastră că abia m-am încălzit.